Iar acum, oameni buni, am plăcerea să o am aici alături de mine pe Perla Dobrogei, nimeni alta decât celebra cântăreață de muzică populară, Aneta Stan! Dragule, da, dragule, am venit cu niște ouă frumoase roșii și nu de altă culoare, pentru că sângele bunului Iisus a fost numai roșu. Și dumneavoastră și le-ați vorbit. Și am vrut să spun, da, Hristos a înviat. Adevărat a înviat și să ciocnim. Uite așa. Vă rog. Hristos a înviat. Adevărat nu, a înviat. Tu ești bărbatul. Am înțeles. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Uite așa. A, nu se poate. Ați câștigat, gata. Vă rog frumos să luăm un loc. Mă bucur tare mult că sunteți alături de noi. Chiar ne întrebau telespectatorii, când mai vine Aneta Stan pe la voi? Aveți un fan foarte mare, Titel din Timișoara, doamnă. De fiecare dată, săptămânal, cum ciucă, ne dă câte un mesaj și ne întreabă ce mai face doamna Aneta. Titel? Doamna Aneta. Titel din Timișoara, da. Dar eu nu știu cine este, probabil, dar îi mulțumesc tare mult. Probabil vă urmărește sau v-a văzut la evenimente sau undeva. A, da, da, se poate. Ne-ați adus aici, văd și cărți și CD-uri. Păi, dragule, eu am adus aici rodul pandemiei, știi? Adică într-un an și ceva vedem ce a făcut... Aproape doi, ce să mai comentăm problema? Sigur că da. Când martie, anul trecut a... 19, parcă 19, da. Nu? Da, anul trecut, în martie, un an și o lună și două, dar da, ziceți că da, prindem da, doi ani. Da, cam așa, uite, vezi... Am zis, domnule, dacă toți stau stați în casă, o jucărie aici, este foarte normal că pe mine, ca să mă scoți din casă e o problemă. Da. Înțelegi? Nu să mă bagi în casă, ci poezii, să mă scoți. Poezii din suflet, Aneta Stan. Da. Acesta a fost volumul care l-am lansat la sfârșitul lui 2019, dar vreau să spun că a fost de fapt un caiet de poezii de ale mele, începând cu 16 ani, pe 17, când începusem și eu să cunosc iubirea. Păi văd aici, știi? Poezii din 35-1980. Exact, ăla e foarte nou. Din 77. Nou. Sigur că da, în 60. Din 74, ploaia. Sigur că da. Și vreau să din spun 68, că era... despărțirea. Da. Deci în 68 v-ați despărțit, doamnă. Da, da. A scris o poezie de despărțire și era în felul următor. Acum câțiva ani în urmă, doi tineri s-au iubit, părinții au hotărât cununia și s-au căsătorit. Și are cât Luceafărul? Nu, nu e atât de lungă. Dar aici... Nu, am și de 34 de strofe, cea mai frumoasă, Elogiul pentru Creator. Aici pe sunt care o iubesc cel mai mult. Poezie din suflet, oameni buni, a Aneta Stan. Rodul să știi pandemiei. Că a apărut dintr-o întâmplare. Uite, am dat CD-ul acesta, da, din, lansat în 2019, l-am dat președintelui cenaclului nostru din Dobrogea, al cenaclului Mircea Ilie de Rădulescu, și când el a văzut pe verso, și cu toate astea sunt versurile dumneavoastră și muzica dumneavoastră, da, zic eu, tot ce am scris am cântat. Am cântat și alte cântece de la alți colegi, în alte limbi, în alte... Dar până aici eu mi-am creat pedestalul... Traian Băsescu, când a zis... Da. În post de marinar. Bine, bine, asta are o poveste. Aici, da, aici a fost pusă, aceasta e caschetă originală de comandant de marină, al comandantului de la Mangalia, pentru că am scris și două piese de muzică ușoară, text și muzică. Super. Una de ziua marinei și una de ziua Bricului Mircea, când am plinit 87 de ani Bricul Mircea, deci acum cam 2 ani. Iar aici este Folclorul Dobrogean, o carte acolo, de vizită. Acolo așa, tot este... în pandemie? Deci da, sigur că da. Acolo lucrez de 5 ani la cartea asta, cu tot ce am scris și am cântat și am lansat eu. Adică asta e particularitatea cărții. Știi? Wow, aici, deci adică istoria, repertoriul pe care eu l-am scris ca text și muzică, costumele mele, asta e particulare. Câteva sfaturi pentru tinerii care vor să devină cântăreți, cam ce trebuie să aibă, înțelegi? Adică și să facă, cam ce trebuie să mănânce, să-și păstreze glasul. Deci, practic, acolo ai găsit sponsorul. O enciclopedie, am văzut. Sponsorul cărții, care este Ucimâru. Uniunea compozitorilor și muzicologilor din România, nu? Da, și vreau să spun că la această carte am muncit cel mai mult. 4-5 ani.
Greu mi-a fost să scot liniile melodice din partituri generale, foarte greu. Și s-a muncit foarte un mult. Îndrumar, dacă pot să spun așa, este celor și un care îndrumar. Vor să se apuce, uite, ce da. Sfaturi dați tinerilor talentați, nu? Da, da, da. Și cu drepturile, mi se pare foarte interesant, da. Cu drepturile de autor. Da, da, da. Ea va fi o carte pentru tineri. Acolo sunt tinerii pe care eu îi ajut. Da. Și i-am reprezentat. Doamna, dar n-a spus o poză și cu mine, numai cu Iuliana Tudor. Roluri, role, roluri jucate la televiziunea 1. Uite, și cu Mircea Radu. Maestri. Bre, Mircea Radu și n-avem și noi o poză aici. Da. Uite, bă, Ciucă, vezi? Lasă, de la volumul 2 vă dăm o poză să ne puneți și pe noi, doamna, aici. Cu toată dragostea, mari maestri ai baghetei de aur românești, românească, bagheta de aur românească a folclorului, da? Pentru că, uite, mare bucurie am astăzi că m-am întâlnit cu tine, iar ieri am plâns cu lacrimi până în barbă pentru că l-am condus pe ultimul drum pe marele compozitor Constantin Arvinte și dirijor și orchestrator cu care eu am colaborat o viață întreagă, atât în Marele Ansamblu Rapsodia Română, cât și în Ansamblul Ciocărlia. Dumnezeu să-l odihnească. Da. Practic, în pandemie, acesta este rezultatul. Da. Un CD, da. Marina, Zboară trenul, da, către mare. El, de fapt, se numește Zboară trenul către mare și eu am vrut să... Adică piesa de muzică ușoară asta pe care am scris-o, da, prima pentru marinari, eu am vrut să o numesc la aniversare, pentru că era ziua Marinei. Da. Nu, doamnă, Marina, nu, pentru că vreau să se confundă cu vechea piesă Marina. Nu, da, nu, noi vrem Marina și a rămas Marina. Mă bucur că ați trecut bine peste această perioadă și că sunteți bine și că nu ați, da, întâmpinat probleme. Mulțumim lui Dumnezeu puternicul. N-am probleme, pentru că pe mine am spus trebuie să pui băta de baseball să mă scoți afară din casă. Nu ca să vezi, doamne, să ies pe afară și să intru. Nu, să mă scoți. Ies din casă numai când îmi e foame și nu mai am mâncare. Ies la cumpărături și atât. În rest, ați stat și ați respectat toate, da, restricțiile. Da. Ce ne cântați astăzi? Păi, uite, m-am gândit, pentru că am vorbit despre carte, să cânt unul dintre cele mai iubite, zic eu, cântece de publicul meu. Dragostea e lucru sfânt care este valabilă pentru toate vârstele, dragi telespectatori, și să ne facem tinerii, să ne facem niște familii modele, așa cum are Măruță, cu marea lui iubire Andra. Așa să vă ajute, sigur, Dumnezeu, da, Ciucă. Așa să vă ajute Dumnezeu și să aveți un an cum îl doresc mie, dragi telespectatori. Aneta Stan, oameni buni, cum ziceam, Perla Dobrogei ne cântă astăzi. Vă mulțumim mult de tot că ați fost alături de noi. Vă aștept pe TikTok. Eu sunt Cătălin Măruță pe TikTok și vă aștept acolo. Să aveți o seară minunată.